Salutare! Bine ați venit! Eu mă numesc Alin, sunt gazda voastră alături de Lunsoft, cărora le mulțumim pentru găzduire în această seară. Câți veniți pentru prima oară aici la o întâlnire de Bucharest Java User Group? Destul de mulți, ușor. Așa, ok. Bun, pe scurt, 3 secunde despre Java User Group. Suntem o comunitate de dezvoltatori, de programatori pe limbajul, pe limbaje, pe Java Virtual Machine. Deci nu ne focusăm doar pe Java, vorbim și de Scala, și de Groovy, și de Clojure, și de ce mai vreți voi. Totul, important este să fie vorba despre Java Virtual Machine și ecosistemul Java, librăriile din care sunt pe limbaj și așa mai departe. Ne întâlnim măcar o dată pe lună, încercăm să facem măcar o dată pe lună o întâlnire de genul acesta, o prezentare, două, după aia poate ieșim și la o bere dacă vreți, sau o cafea, sau ceva, nu știu. Încă ceva, dacă știți sau dacă nu știți, Bucharest Java User Group anul acesta face în martie o conferință de Java pe 11 martie. Dacă vreți să aflați mai multe, pe site-ul boxdays.com/Bucharest sau boxdays.bucharest. Căutați pe Google, găsiți. Altceva. Dacă vreți să susțineți prezentări în cadrul Bucharest Java User Group, dacă vreți să scrieți blog posturi despre Java și putem să le scriem pe buju.ro, să le publicăm acolo, contactați-ne la hello@buju.ro și putem discuta. Bun, cam atât. Mulțumim frumos, Ionuț, de voi și vă așteptăm. Vorbim, eventual, poate o pauză la prânz, nu la prânz, la mijlocul prezentării sau la sfârșit facem pauză cu prezentare. La mijlocul prezentării, o mică pauză de socializare, mâncăm prosecurile de aici și după aia continuăm și la sfârșit bere dacă vreți. Enjoy! Mersi! Eu sunt Ionuț Bilică, programator la Lunsoft. Prezentarea se numește Solid Design Principles. Și dacă tot avem cuvântul ăsta design în titlu, ar trebui să stabilim ce înțelegem în seara asta prin design, prin software design, să fim pe aceeași pagină în legătură cu treaba asta. O să facem un paralel cu alte meserii și o să vedem în alte meserii ce înseamnă designul produsului și o să ne dăm seama ce înseamnă și la programare. În construcția de case, produsul final, o casă, cineva execută casa asta după un design, un document tehnic care descrie casa în amănunt, astfel încât echipa de execuție să nu ia decizii despre designul casei respective. Bineînțeles, există un arhitect care se ocupă de treaba asta. Dacă produsul final este un circuit electronic, de obicei sunt roboți automați care sunt în stare să execute un circuit electronic pe baza unui design, unui document tehnic complet care descrie acest circuit electronic. Există oameni care se ocupă cu scrierea designului. În software ne-am obișnuit să avem imaginea asta, codul scris de programatori pe baza unei arhitecturi scrisă de un arhitect, un băiat cu privirea aia ambiguă, care vedem acolo sus. În realitate, produsul final este produsul final, ăla care îl folosește clientul. Produsul ăsta final, bineînțeles, e generat de un compilator, de un Maven release și așa mai departe, pe baza designului, unui document tehnic complet care descrie în detaliu tot comportamentul software-ului, pe care, bineînțeles, să scriem noi programatori. E o prezentare pentru programatori despre cod, despre organizarea codului în metode, în clase, în pachete, despre managementul dependențelor în cadrul unui proiect software. Pentru programatori, bineînțeles, arhitectura și arhitecții software își au rolul lor. Nu vorbim despre asta în seara asta, sunt cu totul altă treabă.
nu vreau să spun că codul nu are nevoie de o arhitectură doar pentru că are un design. No, design înseamnă cum organizăm codul, arhitectura este cu totul altceva, nu e tema prezentării de astăzi. Am înțeles ce înțelegem prin design, hai să vedem de ce este designul ăsta important, adică de ce e important felul în care organizăm codul. Pentru ce anume? Doar pentru plăcerea noastră sau are și implicații mai mari? Ne întoarcem la paralela cu construcția de casă. Și o să vedem că construcția de casă este mult diferită de construcția de software. În mare parte, pentru lucruri importante, și anume bani și timp. Bani și timp intră foarte mult în construcția, în executarea casei și mai puțin în un procent mai mic în crearea arhitecturii. Spre deosebire de software, unde este super, super ieftin de creat produsul final din design și foarte scump de creat acel design. Și atunci, bineînțeles, se dezvoltă case diferit de cum se dezvoltă software. Prin metodologia Agile am ajuns să împărțim tot timpul ăsta și toți banii ăștia în iterații mai scurte și e foarte ușor să facem asta pentru că la sfârșitul fiecare iterații putem automat și ieftin să prezentăm clientului un produs într-un anumit stadiu pe care el să-și dea cu părerea și să poată interveni în evoluția produsului. Și o să vedem de ce în evoluția asta contează mult design. Martin Fowler, un celebru autor de cărți tehnice, a făcut graficul ăsta unde vedem că de-a lungul timpului atenția la design contează, se adună mai ușor funcționalitate dacă avem un design bun. În același timp, avem mai multă funcționalitate implementată decât în cazul în care nu avem grijă de design bun. Asta e un grafic mai mult din experiența mea, când nu ai grijă de design, se adună technical debt-ul și fiecare issue este mai greu de implementat, mai frustrant de implementat, mai error-prone și așa mai departe. Când ai atenție, când din când în când observi punctele în care trebuie să intervii, atunci technical debt-ul nu se cumulează și nu avem așa o creștere. Valoarea codului pentru clienți și pentru cel care plătește este faptul că acel cod face ce ar trebui să facă. Pentru problema utilizatorului astăzi. Numai că fiind un proces de atât de mare durată, este oarecum valoarea secundară a software-ului, să rezolve problema clientului astăzi. Sunt unele zile în care codul nu rezolvă problema clientului. Nu e nicio problemă. Important e ca acel cod să poate fi ușor adaptat și ușor de evoluat către forma finală dorită de client. Dar codul este rigid, procesul ăla de dezvoltare care durează multe luni, mulți ani de zile, va dura și mai mulți ani de zile și câteodată nu va ajunge la un rezultat final deloc. Sunt multe proiecte care ajung să ferească din considerentul ăsta. Aștia sunt principiile. 5 principii așezate de așa natură încât să dea un cuvânt ușor de reținut. Le vom lua pe fiecare în parte și le vom înțelege un pic mai bine rând pe rând. Există o diferență între design patterns, care este mult mai popular decât am văzut, și design principles. Design patterns, singleton și proxy și factory și așa mai departe, cu care multă lume este obișnuită, cel puțin pentru interviu. Sunt design patterns, sunt niște soluții standard, au niște probleme des întâlnite. Dacă am de bătut, de prins două lemne, bat un cui. Dacă am de făcut asta, apelez la asta, este o soluție standard, funcționează. Design principles sunt un set de reguli pe care dacă noi le urmăm, ne garantează oarecum că vom putea ajunge la un design un cod care poate să evolueze bine și poate fi schimbat ușor. Da, sunt două lucruri. Să evolueze de la niciun feature la 100 de feature-uri și la un moment dat, pe parcursul ăsta, poate 2-3 feature-uri, nu mai vreau să funcționeze așa, vreau să funcționeze altfel. Ăștia sunt două lucruri.
pe care ne garantează. Solid Design Principles, n-au ieșit din pământ, le-a definit Robert C. Martin. E unul dintre cei care au stat la baza Agile Manifesto, care a pornit toată treaba asta cu Agile. Metode noi și îmbunătățite de, la momentul ăla, noi și îmbunătățite de a dezvolta software. Robert C. Martin, un celebru autor de cărți, printre cele mai bune cărți Clean Code și Agile Software Development. În Agile Software Development găsim aceste principii enunțate, explicate și cu exemplu. Aval de cărți, el face și o serie de filme super educative pe aceeași temă, design principles, explicate cu exemple, explicate în detaliu exact ce înseamnă, ca să nu fie doar o chestie așa nedefinită și fiecare să poată să dea orice fel de înțeles la cuvintele lui. Primele două principii. Single Responsibility Principle și Open Cause Principle. La care mai adaug eu, tot de la Robert C. Martin, un principiu de împachetare. În afară de principiul de design, adică cum grupăm codul în metode și clase, are și câteva principii de împachetare. Cum împachetăm clasele în pachete și module și așa mai departe. Acum că avem mai mult decât doar denumirea principiilor, devin mai puțin criptice respective denumiri. O clasă ar trebui să aibă un singur motiv de schimbare. Are o singură responsabilitate, se schimbă dintr-un singur motiv, și anume că responsabilitatea aia se modifică. O clasă ar trebui să poată să se modifice behavior-ul fără să fie modificată ea, ca atare, să se extindă un behavior. Iar clasele care se schimbă împreună, se împachetează împreună. Pentru că dacă se schimbă, sunt împachetate separat, o schimbare afectează mult mai multe pachete. Hai să începem cu ultimul, pentru că ultimul ne arată împachetarea și ne oferă o privire de sus a codului. Înainte să trecem la asta, vreau să vedeți exact cuvintele cheie la care se referă aceste trei principii. Schimbare, 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 care se referă nu numai la a schimba un lucru care mergea într-un fel și se schimbă să meargă altfel, și la a adăuga un feature. Schimbăm softul să mai poată să facă și altceva. De ce se schimbă softul? Am văzut cuvântul ăsta cheie, schimbare. E iar așa, destul de larg. Putem să înțelegem foarte multe lucruri prin schimbare. Și totuși, software-ul se schimbă dintr-un motiv foarte, foarte simplu. Cineva ne plătește zi de zi să-l schimbăm pe noi, ca programator. Și cum evoluează treaba asta? Primim un user story de la un product owner. Da? Așa începe orice schimbare software. Nimeni nu schimbă software-ul așa din senin, fără un user story. Sper. Sper că toată lumea are issue management și nu schimbă așa, doar de dragul de schimba. Bun. Da, vine prin intermediul unui user story scris de un product owner și de cele mai multe ori acel user story se referă la o capabilitate a programului pe care o are sau urmează să fie implementată. Fie scrisă de product owner și referindu-se la o capabilitate business, ea este scrisă într-un limbaj business. Folosim cuvinte de business, ce anume face aplicația, nu cum anume face aplicația. Da? Ok. Acum, întorcându-ne la principii, vedem că are un pic mai mult sens fiecare principiu în parte. O clasă ar trebui să se schimbe doar din cauza unor anumite user story-uri. Dacă am trei user story-uri în sprint și toate trei modifică aceeași clasă, e clar că e problema o clasă respectivă. Da? La fel, putem să extindem behavior-ul fără să o modificăm. Dacă fiecare user story, unul după altul, trebuie neapărat să schimbe o clasă, atunci avem un problem. Dacă un user story modifică clase din 5-6 pachete, e clar că avem o problemă cu împachetarea clasei respective. Bun.
hai să vedem cum o pachetăm. Și o să dau un exemplu, să zicem că Luxoft trebuie împachetat pe etaje. Ok? Și ne-am hotărât să împachetăm frumos după funcția angajaților. Am avut un etaj pentru arhitect, un etaj pentru developer, un etaj pentru tester și așa mai departe. Și vrem să testăm cât de bine am făcut această împachetare, cât de bine a organizat Luxoft-ul așa pe etaje în funcție de meserie. Și luăm cele mai comune modificări. Cel mai des ce o să facem? Luxoft-ul este o firmă de outsourcing. Adică lucrează pentru alți clienți și o operațiune destul de des întâlnită este să câștigăm un nou client. Dacă câștigăm un nou client, trebuie să formăm o echipă de dezvoltatori care se va ocupa de acel client. Aducem un arhitect aici, câțiva business analyst, câțiva developeri, câțiva testeri, câțiva team leader și așa mai departe. Trebuie să trecem prin toate etajele și să modificăm toate etajele pentru un client. O altă operațiune este să, nu știu, să renunțăm la un client. Iar așa, toate etajele sunt afectate. Vrem să modificăm o echipă a unui client. Un client vrea o reorganizare a echipei Luxoft care lucrează pentru el. Iar așa, trebuie să luăm fiecare etaj în parte, să întrebăm care lucrează pentru clientul X și să-i reorganizăm. Este o organizare defectuoasă și, în plus, spune foarte puține lucruri. Eu, ca dezvoltator, primesc un user story care spune ceva de genul reorganizează-mi un pic echipa Murex sau echipa Harman. Vin și asta văd. Oare unde o fi echipa Murex, unde o fi echipa Harman? Și din experiență mă gândesc că e peste tot, în principiu, dar nu știu exact unde să mă uit. Bun. Încercăm o reorganizare și încercăm să organizăm după clienți. Echipa care se ocupă cu Avaya la un etaj, echipa care se ocupă cu Molex la alt etaj și așa mai departe. Dintr-o dată, acțiunile alea sunt mai ușor de făcut. Vreau să adaug un client nou, creez un etaj nou, fără să modific niciun etaj existent. Vreau să renunț la un client, dispare un etaj, vreau să modific echipa Molex, știu exact unde să merg și să modific echipa Molex. Este comunicativă structura asta. Pentru un dezvoltator e ușor să implementeze un user story în felul ăsta. În plus, factura la telefon e mult mai mică. Aici, toată lumea trebuia să stea pe telefon. Cu arhitectul, cu team leader-ul, cu developer-ul, cu testerii. Nimeni, arhitecții lucrează foarte puțin între ei și foarte mult cu echipa lor. Team leader-ii n-au ce să lucreze între ei foarte mult. Așa cum am ajutat împreună cu diverse. Acolo factura la telefon este mult, mult mai mică. Echipele lucrează împreună, sunt locate împreună. Mult mai bine din punctul ăsta de vedere. La fel se întâmplă și la aplicații. Am întâlnit multe aplicații care își organizează pachetele după tipul claselor care sunt în pachetele respective. Asta e o aplicație bună, atâta știu despre ea. Pentru că cineva s-a simțit bine să pună butoanele la butoane și listenerii la listener, s-a făcut o așezare bună, o grupare bună. E o grupare bună, nu este eficientă, în principiu. Eu nu pot să vorbesc un pic mai tare, că înțeleg că sau de nu se prea aude prin... Scuze, poate încerc să vorbesc așa. Sau așa, da, eu știu. Ok. Bun. Și vă întreb. Vi se pare o paralelă și în cazul software? Dacă îmi vine un user story, credeți că e mai puțin, mai mult probabil să găsesc unde am de modificat? Există posibilitatea să vină un user story care să spună modifică toate butoanele. Mm-hmm. Dar posibilitatea este foarte, foarte mică comparativ cu un user story care spune modifică în funcționalitatea X sau funcționalitatea Y. Da? Și atunci la fel, e de preferat să organizăm pe funcționalități, pentru că funcționalitățile se schimbă, funcționalitățile se adaugă, se șterg și așa mai departe. Funcționalitățile fac clase să lucreze între ele. Mai multe clase lucrează împreună pentru același scop. Ok. Sper că m-am convins cu asta. Cât de ușor este de detectat? Este destul de ușor de detectat o structură ineficientă.
trebuie să vă uitați la coeziunea în cadrul pachetelor. Adică clasele nu lucrează între ele, pachetele lucrează foarte mult între ele. Da? Clasele lucrează foarte puțin și dependențele externe de la un pachet la altul, de la un modul la altul, sunt foarte mari. Dacă am toate butoanele într-un pachet, butoanele foarte rar lucrează între ele. Un buton lucrează cu un action list, lucrează cu iconița de pe el, cu textul și așa mai departe. E de dorit să avem o structură mai în direcția asta. Ok. Asta a fost cu împachetarea. O să trecem acum la SOLID, la prima literă, principiul unice responsabilități. Avem o super simplă metodă, un exemplu cât mai ușor. Este dintr-un joculeț unde vrem să afișăm utilizatorului care sunt direcțiile în care el poate să meargă. Dacă ne uităm cu atenție, sunt acolo două responsabilități. Una, cea a compunerii unui text pentru interfață și a doua, cea a determinării direcțiilor în care un jucător poate să meargă. Textul pentru interfață se schimbă din cauza issue-urilor care spun. Vrem să traducem în spaniol. Vrem să formulez altfel când vorbești. Vrem textul mai scurt pentru că nu-mi cap. Ăștia sunt un set de user story. Este celălalt set de user story care zice s-a schimbat logica jocului, altfel determinăm direcția în care poate să meargă jucătorul. Soluția este să spargem în două metode, în două clase diferite. O metodă care determină direcțiile, cealaltă metodă care ia direcțiile determinate și face doar string. Acum, primul tip de user story-uri, cel cu string-ul pentru interfață, va afecta doar clasa de jos, celălalt doar clasa de sus. Doi developeri nu mai lucrează pe aceeași clasă, nu mai este merge-ul greu de făcut și așa mai departe. Asta e un exemplu soft. Avem două responsabilități. Se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla ceva rău din cauza asta. Există și exemplu mult mai rău în care avem N responsabilități. Avem aici un serviciu care răspunde la N request-uri. Și programatorul s-a gândit, hai să creez răspunsurile la request-urile respective într-o clasă. Am o clasă care știe să creeze răspunsul. Și pentru un request și pentru celălalt, pentru absolut toate request-urile. Clasa asta crește direct proporțional cu proiectul, cu serviciu. Și când o clasă crește direct proporțional cu un proiect software, tinde să devină foarte, foarte mare. Și din ce în ce mai mulți developeri se trezesc că dezvoltă împreună, în același timp, la aceeași clasă, merge-urile devin din ce în ce mai des și tindem să afectăm aceeași clasă și câteodată să stricăm funcționalitatea, altă funcționalitate decât vreau să umblă mai. Da? Asta trebuie spartă în mai multe clase, fiecare cu responsabilitatea ei. În multe aplicații găsim clasa Configuration. Avem configurările aplicației într-o clasă listată. Aici sunt 4, ele de obicei sunt 20, 25, 30. Și de cele mai multe ori când vorbesc cu dezvoltatori și întreb de ce este clasa așa, ei îmi răspund single responsibility principle. Vrem ca responsabilitatea pentru configurări să fie într-un singur loc. Nu asta înseamnă single responsibility principle. Înseamnă că o clasă are o singură responsabilitate, se schimbă dintr-un singur motiv bine dat. Și clasa asta se modifică aproape la fiecare user story. Fiecare programator care încearcă să adauge o funcționalitate și funcționalitatea aia are o configurare, va modifica clasa asta. Clasa asta va crește direct proporțional cu proiectul, mergerile vor fi foarte multe. Cum se soluționează problema asta a configuration-ului depinde de proiect. În cazul în care proiectul are un dependency injection framework, e foarte simplu, renunțăm la clasa de configurare, facem un sistem de injecție pentru respectivele configurări și avem
după principiul OOP, datele împreună cu funcționalitatea la un loc în aceeași clasă. Nu funcționalitatea într-o parte, datele în altă parte, configurările în altă parte. Dacă nu aveți un Dependency Injection Framework, o să trebuiască undeva să scrieți niște cod care ține loc cu Dependency Injection Framework. Adică undeva unde să vă instanțiați singur bin-urile, că asta face Dependency Injection pentru voi. Acolo este locul, aia un pachet, de obicei se numește main, pachetul care instanțiază bin-urile, ăla e locul în care luați dintr-un fișier de properties și puneți în constructorul fiecărui bin în parte. Și acum să vedem ce se poate întâmpla rău în cazul în care încălcăm acest principiu, cam cât de rău poate să ne meargă. Dacă lucrăm într-o clasă care are 2, 3, 4 responsabilități și din greșeală fie noi de mână, fie în cadrul unui merge, stricăm o altă funcționalitate, unrelated, nu aceeași funcționalitate. Se întâmplă unul din două lucruri. Fie funcționalitatea aia pe care am stricat-o este acoperită de teste. Pică test. Doar că pică test total nelegat de user story-ul nostru. S-a schimbat altă responsabilitate. Începem să dăm vina unii pe alții prin birou. Cine a stricat? Eu am lucrat la o chestie și când rulează testele, dintr-o dată cad testele legate de altceva. Da. Asta e partea, cazul bun. Cazul rău este când nu e acoperit de teste. Când nu e acoperit de teste, se duce la dezvoltator. Dezvoltatorul ne-a cerut să dezvoltăm, să schimbăm o funcționalitate, clientul. Nu dezvoltator, clientul. Clientul ne-a cerut să lucrăm la o funcționalitate și se pămânește că se strică o altă funcționalitate pe care el nu o vede deloc related. Noi o mai vedem un pic related. Zicem, ok, codul care implementează funcționalitatea asta seamănă cu codul care funcționează și le-am pus în aceeași clasă. Pentru el nu este același lucru. Dintr-o dată, nu mai are încrederea pe care a avut-o, nu mai are un dezvoltator. Și e ca și cum ai merge în service cu roata înțepată și la câteva zile îți dai seama că s-a stricat casetofonul. Și te duci peste el și zici, de ce mi s-a stricat casetofonul? Trebuie să înțelegeți. Roțile, fiind pe rotund, le punem la același loc cu rotița de la casetofon. Așa e normal pentru noi să ținem chestiile rotunde împreună. Și s-am scăpat roata și am stricat rotița. Nu e ok. Nu e ok pentru că nu mai are clientul la încredere. E frică, o să strici funcționalitate pe care nici măcar el nu o verifică și poate să-l coste foarte mulți bani. Ok, asta e primul. S. O. La sfârșitul O facem o mică pauză. O. De la Open Close Principle, o clasă trebuie să poată fi extinsă behavior-ul ei, fără să modificăm practicul. Și vedem aici un flow de checkout. Mergem cu cumpărăturile, avem un receipt, vrem să plătim și să mergem mai departe. Se face un total al produselor. Exemplu mult simplificat, se face un total al produselor, se acceptă plata, merge mai departe. Clasa este total în regulă, numai că în evoluția software-ului intervin noi feature-uri. Și un nou feature spune că am vrea să putem face plata cu cardul. De data apare un parametru în plus la metodă și un if-else în funcție de opțiunea cumpărătorului. Nu am putut extinde behavior-ul fără să modificăm practic codul. Și ce se întâmplă data viitoare când vor vrea să facă plata cu bonuri de masă? Se mai adaugă un branch, se mai adaugă un branch și așa mai departe. Soluția este ca altcineva să se ocupe de plata în sine. Să avem o interfață payment method și mai multe implementări. Cash, credit card și așa mai departe. Vine din exterior, acceptă plata, nu ne influențează deloc flow-ul nostru de checkout. Flow-ul nostru de checkout depinde de payment method, dar payment method știe să-și facă treaba. Nu mai avem două responsabilități, avem una singură. De câte ori vine o nouă metodă de plată, codul ăsta nu se schimbă deloc, așa cum ar trebui.
Ok? Iar așa, asta este exemplu soft în care avem un if care nu poate să crească foarte mult. Cash, card, bonuri de masă, nu mai știu în ce altceva mai putem plăti. Există și varianta hardcore, iar așa, previn la servicii. Ăsta e un dispatcher de request-uri. Vine un request, are un anumit tip. Și în funcție de tip fac dispatch către handlerul request-ului care asociat tipului. Ăsta este, iar așa, o clasă care crește direct proporțional cu proiectul, cu API-ul serviciului. De câte ori avem un nou tip de request, de atâtea ori clasa asta crește, se modifică, commit-uri și așa mai departe. Am vrea să nu se întâmple treaba asta. Aș vrea să, cumva să pot să fac dispatch fără să trebuiască să înlănțuiesc toate tipurile de request și să trebuiască să modific codul de dispatch de câte ori am un nou tip de request. Asta e o soluție. Soluția este să avem niște request handler, o interfață care poate să spună despre un handler dacă e în stare să trateze respectivul request și să trateze respectivul request. Două lucruri să cerem. Asta nu se mai modifică niciodată. Codul ăsta de dispatch nu contează de câte ori adăugăm un request nou. Dacă întrebați cum ajungem să avem lista asta. Lista asta este lista tuturor request handler-uri și, bineînțeles, atunci când adăugăm un nou request, va trebui să modificăm lista, să adăugăm un nou request handler. Dacă avem un dependency injection framework, este foarte simplu să luăm toate implementările din ClassPath ale unei interfețe. Da? Este de ajuns să implementăm o interfață și clasa noastră va fi descoperită de către Dependency Injection Framework. Se face inject la toate, la o listă de instanțe, fiecare clasă care implementează respectiva interfață. Nu modificăm nimic. Dacă nu aveți un Dependency Injection Framework, câtă lume are, folosește un Dependency Injection Framework în sală și cine trebuie să descurce fără? Cine trebuie să descurce fără un Dependency Injection Framework? Ne pare rău. E un băiat în spate. Nu știu dacă altul mai vede, dar este un băiat în spate. Dacă nu avem, pentru tine, dacă nu ai, și înțeleg că nu ai, atunci ce am făcut eu, am folosit Reflection fără să am vreo mustrare de conștiință. Reflection folosit doar la program startup, să cautem tot ClassPath-ul, interfața de care e nevoie, în special pentru un serviciu care pornit odată stă în picioare mult, mult timp, nu e nicio problemă chestia asta. Dacă nu vrem să folosim Reflection, iar așa, există un pachet care instanțează bin și acolo punem tot felul de configurări și asta este o configurare. Avem un număr de request handler pe care vrem să-l folosim, îl pasăm când instanțiem bin. Soluția asta pare mai frumoasă, dar dă impresia cel puțin că ar fi mai slabă ca performanță. Iterezi de fiecare dată, adică aia te gândești că se duce imediat la metoda. Crezi tu că asta se duce imediat la metoda? Așa ține și imaginează. Bun, dacă ai probleme de performanță, nu mai faci metoda accept. Nu există probleme de performanță. Ce vreau dacă îl optimizezi, poți să fac inline la metoda accept. Dacă zic o perioadă posibil, să gândești chiar testul inline-at direct în if-ul de tot. Ok. Și atunci, discutăm de ajungă un switch sau un alt if. Hai să presupunem că nu faci asta pentru noi, pentru că am avut discuția asta. Trebuie să iterezi de fiecare dată respectiva chestie. Asta pare un pic mai rapid. În loc de listă, poți să folosești un map. Și în loc de metoda accept, handlerul poate să-ți spună ce tip de request folosești. Și atunci faci un map cu tipul de request pe care un handler îl acceptă și handlerul respectiv. Și atunci faci un get într-un map, care e mai bun decât un for. Da? Nu știu dacă e mai bun decât un switch, dar e mai bun. Fiind un proces care se întâmplă la fiecare request în parte, poate câteodată trebuie să îl optimizezi. Dar gândește-te că într-o aplicație software, numărul de request handleruri poate să fie undeva la 100. 100 e un, nu știu, poate să fie și mai mare, dar tot nu este 50.000. Da? E de ordinul ăsta.
Bun. Am zis că la sfârșitul Open Close Principal facem o pauză, 50 minute. M-au rugat organizatorii să vă rog să mergeți pe unde ați venit, pe la paznic, nu direct pe dreapta, ca să vă vadă paznic, nu știu, poate plecați cu ceva, cu birou, cu scaunul. Când ne întoarcem, ne uităm. Să ieșim, să punem parte pe când ne întoarcem, o să vedem și un pic de cod și un pic de statistici pe exemple real life despre principiile ăștia, ce se întâmplă când sunt încălcate, cum arată când sunt respectate. Da, da. Gen ceva concat și începea cu un... ceva care semăna a compune XML de mână? Nu mai compune nimic cu Java, dar... Risco Substitute Principle, doamna Risco a dat un principiu cât se poate de bun simț legat de programabilitatea pe obiect. Unul din principiile de bază la programabilitatea pe obiect este polimorfism. Polimorfismul spune că o clasă, un obiect de tipul B poate fi văzut și folosit ca fiind de tipul A dacă între obiectele alea există o, între clasele A și B există o relație de moștenire. Și toată lumea a luat treaba asta, polimorfismul, ca un beneficiu și nu ca o regulă. Ea este o regulă. Dacă extindem clasa A în clasa B, obiectele de tipul B trebuie să poată fi folosite ca obiectele de tipul A. Trebuie să poată să se substituie obiectelor de tipul A. Să presupunem că facem TDD și implementăm întâi testele și toată, toată funcționalitatea unei clase este descrisă în teste. Dacă extind clasa A în clasa B, un obiect de tipul B ar trebui să treacă testele pentru, făcute pentru clasa A. Toată funcționalitatea să fie acoperită. De exemplu, HashMap acceptă chei nule. TreeMap nu acceptă chei nule pentru că sortează după chei. Și dă null pointer exception în cazul în care îi adăugăm, îi facem un put cu o chei nulă. Linked HashMap extinde HashMap. Este obligatoriu ca Linked HashMap să suporte la rândul ei chei nule. Da? Destul de simplu. Dacă încălcăm regula asta, este foarte ușor să avem probleme atunci când folosim polimorfism. Să presupunem că am o Dacie și o tunez. Îi mai fac o viteză. Fac o Dacie 6 viteze. O dau cuiva fără să-i spun că e o Dacie tunată. Îi spun, uite cheile de la Dacia mea. Omul ăla urcă la volan și conduce Dacia cum știe să conducă Dacia și nu are niciun fel de probleme. Nu știe de a șasea viteză, nu bagă într-a șasea, nu se întâmplă absolut nimic. Dacă eu mă hotărăsc să tunez Dacia mea, că vreau să meargă și de latul. Și zic, ok, vreau să meargă și de latul, fac a treia viteză să facă mașina să meargă de latul. Dau cheile prietenului meu și zic, condu Dacia mea. Și el o conduce ca pe Dacia, bagă a treia și a zburat în pieton. Da? Trebuie să avem grijă să nu încălcăm principiul ăsta. Și de multe ori ne simțim rău, ne simțim vinovați când încercăm să extindem o clasă și nu reușim să extindem clasa respectivă, chiar dacă în lumea reală obiectele alea se află într-o relație care seamănă moștenire. Am, nu știu, am clasa dreptunghi și nu reușesc să îi extind în clasa pătrat fără să stric funcționalitatea dreptunghiului atunci când folosesc un pătrat în locul lui. Și zic, de ce se întâmplă asta? Pentru că pătratele sunt dreptunghiuri. Dar dacă clasa ta dreptunghi nu este un dreptunghi, este un reprezentant, o reprezentare a unui dreptunghi. Dacă eu sunt într-o relație de prietenie cu băiatul de față, reprezentanții noștri, avocații noștri, să zicem, nu trebuie să fie într-o relație de prietenie. Obiectele din... reprezentanții obiectelor nu trebuie să fie în aceeași relație. E mai bine să creăm o clasă de la zero pătrat decât să încălcăm principiul ăsta. Principiul ăsta e foarte periculos de încălcat. Pentru că vom pasa ca dreptunghi un pătrat și se va comporta aiurea. Bun. I. Penultim. De cele mai multe ori nu facem TDD
Și atunci plecăm de la implementare. Scriem niște cod care face ceva. Și am scris clasa John. După care vreau să folosim clasa John în clienți. Clase care apelează pe John. Dar am citit în fugă, într-o revistă, câteva principii de programare. Și am văzut că nu e bine să folosești direct implementarea. Și zicem, perfect, facem John API. De obicei, John API câteodată este John și John MPL, sau tot felul de nume de ăștia. Descriem acolo ce știe să facă John. Sunt trei metode par să, să încalce principiul singurei responsabilități, să presupunem că nu încalcă, să presupunem că metodele ăștia sunt cohesive, adică faptul că beau bere afectează niște field-uri și scriu cod mai bine și așa mai departe. Pentru obiectul respectiv, lucrurile ăștia se leagă foarte, foarte bine. Și mă apuc să folosesc obiectul prin intermediul interfeței. În cadrul Luxoft, team leader-ul John are nevoie doar să scrie cod John. Primește la pachet toate metodele și e un pic ciudat să primești metode de băut bere în cadrul unei firme. Va trebui să le ignore. Și ar fi bine să le ignore. Ar fi mai rău dacă nu le-ar ignora și ar începe să dea lumea la servici. Echipa de fotbal, o vrea să joace fotbal, nu interesează de skill-urile lui de programare. Are un prieten cu care bea bere, la fel nu interesează de skill-urile de programare și nici de jucatul de fotbal. Acum, echipa de fotbal și Luxoft nu au nevoie numai de John. Dintr-o dată mai avem nevoie de alte implementări. Matei nu știe să bea bere. Are el ceva împotriva băutului de bere. Acum, problema e că noi deja am scris Luxoft și echipa de fotbal și ele folosesc John API. Așa că, vrând nevrând, Matthew, dacă vrea să lucreze, trebuie să implementeze băutul de bere. Vrei să lucrezi ca programator? Vrei niște bere. Și cum o să bea niște bere? O să arunce o excepție, că nu e stare să bea niște bere, o să arunce o excepție. Știm cum să arunc o excepție la băut de bere. Aveam tu ca să joace fotbal cu noi în echipă, trebuie să se prefacă că știe cod și nici asta nu o să meargă prea bine. Da? Bun. Soluția e scrisă sus, interface segregation, nu punem funcționalități pentru clienți diferiți în aceeași interfață. Interfețele se scriu din punctul de vedere al clientului, nu din punctul de vedere al implementării. Interfețele sunt fișa postului, nu sunt CV-ul niciodată, da? Nu sunt CV-ul unei clase, sunt fișa postului. Nevoile clientului pentru clasa respectivă. Și acum încep să dispară din probleme. Luxoft folosește doar calitățile de programator al lui John. John implementează toate interfețele astea. Știe să le facă pe toate. Treaba lui, Java ne permite să implementăm toate interfețele. Dar Luxoft depinde de John prin intermediul programmer și nu mai are acces decât la calitățile de programator. La fel echipa de fotbal, la fel băutorul de bere. Fiecare știe despre John doar ce are nevoie să știe și nu încurcă nimic mai mult. Mai departe, celelalte implementări nu mai sunt nevoite să se conformeze cu John API, pot să renunțe la metodele respective, să spună că nu implementez drinker și nu știu să scriu cod. Da? Cam așa funcționează lucrurile. Interfețele trebuie să fie, în primul rând, mai mici și, în al doilea rând, să reprezinte o capabilitate de care are nevoie un client. Nu să reprezinte capabilitățile de care în stare o clasă concretă. Și ajungem la D, ultimul principiu. Avem aici Luxoft Work Procedures. Niște proceduri de lucru care folosesc doi programatori și un QA. Foarte clar din grafic, care e QA, materie QA, spun. Scrie aici sus. Aici sus, în procedura de lucru, scrie QA, face test. Dar nu e explicit pentru noi QA că materie are rolul ăsta, da? O să vedem și de ce. Și
Luxoft e într-o poziție destul de bună, comandă oamenii ăștia, da? Are o relație care convine a comanda, a da de lucru unor oameni. Problema e că din când în când Alex pleacă în concediu și trebuie modificată procedura de lucru, scos numele lui Alex și pus altcineva să-i facă treaba. Câteodată angajăm oameni noi și vrem să-i adăugăm în procedura de lucru. Câteodată lipsește Matthew și John face și treaba lui Matthew de QA. Și așa mai departe. Dintr-o dată observăm că Luxoft mai este într-o relație cu angajații și anume de dependență. Depinde de angajați pentru că îi numește nominal în procedurile lui de lucru. Asta nu convine în Luxoft. Nu convine să depindă de fiecare om în parte pentru că oamenii vin, pleacă, te înțelegi într-un fel sau altul cu ei. Ar vrea să-i trateze unitar. Bun. Soluția? Dependency inversion. Introducem niște interfețe scrise din punct de vedere al Luxoft. Da? Luxoft face niște fișe de lucru și spune un programator trebuie să poată să facă asta, asta și asta pentru că de asta am nevoie în procedurile mele de lucru. Luxoft nu mai depinde acum de Alex, de John, de Matthew, poate să plece în concediu, poate să facă ce vor ei. El depinde de programatorii care este un construct abstract, bine definit de către el însuși. În felul ăsta a scăpat de dependență, dar în continuare are posibilitatea să comande oameni. Și în plus, că am zis, acum e evident cine e programator și cine e QA, da? Acum apare treaba asta pe grafic. Ne e mult mai clar ce rol are fiecare în treaba asta. Acum, chestia asta se întâmplă doar la nivel de modul. Nu fiecare două clase într-un pachet nu poate să depindă una de alta fără o interfață la mijloc. Nu există treaba asta. Treaba asta se face la nivel de modul. Modulele trebuie să depindă mai puțin între ele, să aibă un loose coupling între ele, să nu exagerăm cu aplicarea la, ca și restul principiilor. Principiile, așa cum spune și Robert C. Martin, mai puțin Liskov, trebuie să găsești un echilibru la ele, pot fi abuzate. Inclusiv ăsta, inclusiv toate mai puțin Liskov, care e ca bătut în cuie, dacă extinzi o clasă, trebuie să fii compliant cu clasa de bază. Ok. Bun. Nu facem Alex, IMPL și interfața Alex. Facem programul și Alex, sau Alex programul, sau așa mai departe. Nu facem DAO și DAO IMPL, facem DAO și DAO SQL, da? Când mai avem și un alt DAO. De obicei, când găsești IMPL prin cod, înseamnă că există o problemă pe acolo. Dacă n-ai găsit un alt adjectiv, înseamnă că nu e o particularitate, nu e o chestie concretă, este singura implementare a interfeței respective. Dacă avem o singură implementare... O întrebare. Da. Nu vreau să spun acolo. Dar ce credere ai de a introduce dependency inversion principle pentru a separa module de module separate? Așa că, de exemplu, din modulul de business logic with Luxoft work procedures, dar nu ai acces la inupulăurile DAO. Sunt de acord, dar nu știu să fie mai mult implementări. Deci nu trebuie să existe. Sunt total de acord. Nu trebuie să existe mai multe implementări, doar faptul că eu nu mai depind. Am discutat aici de, da, de toată treaba asta, când Luxoft avea acces la băutul de bere, ceea ce nu era corect. Da? Aici, același lucru se întâmplă, un dependency inversion, pentru că ăștia sunt același lucru. Da? Ăștia sunt același lucru, depindea direct de John, în cazul de față. Sunt de acord cu treaba asta, cu dependency inversion, pentru că high-level policy nu trebuie să depindă de lucruri concrete. Da? Lucrurile concrete trebuie să spună despre ele că sunt în stare să facă lucruri pentru high-level policy. Da? Linia asta spune de care parte sunt interfețele. Interfețele sunt de partea high-level policy, nu de partea implementărilor concrete. Putem să dăm un exemplu din ce am lucrat de curând, de exemplu.
Avem un before. Și s-a deschis tot la... Avem un before și o să vă povestesc eu despre el. Îl fac mai mare, că sunt în stare să-l fac mai mare. La poze sunt the best. Bun. În core avem niște flow-uri, niște high-level policy. Și high-level policy-le au nevoie de niște module, care se numește pairing, match. Sunt niște module care împerechează și după aia pe perechi hotărăște dacă s-a făcut match sau nu. Avem un repository, avem câteva clase în comun, avem un configuration. Pairing și matching au împreună chestii în configuration, care le spune cum să funcționeze. Care e problema? Problema că high level policy depinde de aceste chestii care sunt mai low level. Asta chiar este o implementare și în niciun caz nu era implementarea finală. E o implementare dummy pentru că urmează să mi se dea implementarea pentru repository, are o bază dată în spate și așa mai departe, nu e gata, mai durează. Principiile ăștia de programare, în special dependency inversion, te ajută să amâni decizii importante. Eu pot să amân faptul că nu o să depind în varianta finală de o anumită implementare, pot să amân să mai dau timp colegului să termine implementarea la repository. Bun, asta a fost înainte, nu ne-a plăcut felul în care a arătat după primele două sprinturi. A fost bine că am făcut primele două sprinturi fără să facem over-engineer. Le-am făcut în felul ăsta, am dat un pas în spate și am zis ok, e momentul să le întoarcem dependențele de așa natură încât atunci când cresc și vor crește, putem să le spargem în module Maven și high level policy să nu depindă de low level policy. Hai să vedem. Am reușit să deschis tu oameni și eu. Bun. Acum, la nivel de core, acolo unde am flow de high level, am definit interfață pentru pair, pentru match, pentru repo. Am definit ce am eu nevoie de la low level policy. Odată definit interfețele astea, eu lucrez doar cu interfețele astea. Celelalte module implementează treaba asta. La fel am întors și pentru configuration. Nu mai vreau ca match și pair să depindă fix de configuration. Vreau să depindă, să folosească fiecare câte o interfață în care să spună ce anume e configurabil în modulul respectiv. Una, două, trei chestii. Configuration-ul implementează ambele interfețe pentru că eu am configurările într-un singur fișier și de-aia merg amândouă așa, dar implementarea de configuration depinde de necesitățile lui pair și lui match. În felul ăsta, unul la mână, avem o decuplare, pot să vin și să iau implementarea dummy de repo, o arunc, să aduc o implementare corectă și nu se modifică absolut nimic în flow. Flow-ul ăștia, fiind high-level policy, sunt super sensibile și avem foarte multe teste, oamenii business tremură la uzul modificărilor în zona asta. Bun, în afară de la treaba asta, pe grafic se observă, dacă dăm înapoi, faptul că s-au... au scăzut dependențele. Dependențele au scăzut pentru că o dependență înseamnă apelez o metodă. Apelez o metodă 2, 3, 4. Așa era înainte. Core apela 25 de metode din match. Acum, relația inversă este că match implementează o interfață și devine mai puțin costisitor, mai puțin dependență. Bun. Revenim la prezentare. Revin bine? Revin bine. Bun, ăștia a fost solidul și înainte de a încheia aș vrea să, nu știu, să facem așa un pic de guideline cam cum mi se pare mie că se lucrează
bine cu aceste principii în lumea reală. Când pornim cu un proiect nou și în special când am lăsat jos din mână o carte de principii de programare, avem tendința să anticipăm tot felul de lucruri unde am putea aplica fie design patterns, fie design principles. Dacă scriem cod anticipând, avem niște cod de care nu avem nevoie, dar pe care trebuie să-l testăm și pe care trebuie să-l menținem. De ce nu e bine să anticipăm? Pentru că noi suntem programatori, dar lucrăm într-un business despre care știm prea puține ca să putem anticipa ce user story-uri vin. Dacă sunteți în stare să anticipați ce user story-uri vin și cu ce detalii vin, cu ce necesități vin user story-urile, e foarte bine. Puteți să faceți waterfall, puteți să faceți tot proiectul de la bun început. Dacă nu, dacă lucrați agil, nu o să puteți să faceți asta și nu vreți să vă asumați responsabilitatea asta, faceți pe iterații. Vă alegeți sprintul, ce intră în sprintul ăla, îl considerați ca fiind end of project, vă concentrați să arate, să fie respectate principiile pentru codul ăla, nu încercați să anticipați. Atât de des se întâmplă treaba asta, încât există acronimul că nu o să ai nevoie de anumite lucruri. You ain't gonna. Pe de altă parte, atunci când ai făcut un if else, 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 nu e bine să ajungi la al treilea else, nu e bine să ajungi la al doilea else. E bine să acționezi, pentru că cu cât aștepți mai mult, cu atâta lumea are mai puțin curaj să acționeze. Și pe bună dreptate are puțin curaj să acționeze, pentru că cu cât adun mai multă funcționalitate la un loc, înseamnă că eu, care de bună credință încerc să fixez o problemă de asta, am de înțeles mult cod la un loc, am de schimbat mult cod la un loc și am de testat foarte multă funcționalitate care mergea de foarte mult timp și clienții nu înțeleg de ce e nevoie să umbli acolo. De ce vrei să umbli acolo? O să umblu acolo pentru că user story-urile pe care le făceam acum 3 luni într-o zi jumate, acum le facem în 2 zile jumate. Și peste 3 luni le vom face în 5 zile. Asta este. Pentru timp, pentru bani, nu pentru altceva. Nu încercăm să facem estetic, nu suntem hârstiriști aici. Asta e pentru proiectele noi, unde viața e mai dulce. Pentru Code Legacy, lumea reacționează în 2-3 categorii de obicei când e confruntat cu cod de găsi, așa cum ați văzut exemplele pe care vi le-am arătat, sau mai rău. Unii paralizează, nu se ating de absolut nimic și supraviețuiesc în proiect mult timp cu chinul aferent. Da? E un chin să stai în proiectul ăla, dar stai în proiectul ăla de frică să miști lucrurile într-o direcție sau alta. Se frică că nu ai autoritatea necesară să umbli la niște funcționalități care merg doar pentru că sunt greu de dat înainte. Se frică de colegi și așa mai departe. Mai este și atitudinea, hai să reparăm totul acum. Își fac un plan că ar dura cam 3 luni de zile să facă totul perfect și aduc aminte că trebuie testat o grămadă de funcționalitate și de obicei în proiectele Legacy, funcționalitatea o determin doar citind cod. Habar n-ai ce anume trebuie să facă codul ăla, știi doar ce face codul ăla. Nu știi care sunt accidentale și care nu. Da, deci nu e chiar abordarea... N-am văzut succes cu abordarea asta. Abordarea care se recomandă este să, de câte ori ai de făcut o modificare, de câte ori vine un user story care afectează un cod despre care știi că este cu probleme. Tu deja ai fost plătit să înțelegi codul ăla, să modifici codul ăla și să testezi codul ăla. Ăștia trei sunt deja plătite de client. Poți să adaugi, o să ceri de la tine de 4-8 ore. Am clasele ăștia 2-3 care se modifică, vreau să adaug un procent pentru curățare. Și va dura o veșnicie, va dura jumătate de an, un an, 2 ani să cureți un proiect care intră într-o formă proastă.
dar e singura soluție care merge și alternativele sunt să nu faci nimic sau să te faci de râs. Și cam asta e recomandarea. Bineînțeles, există când ești într-o echipă care are mult cont de râs, care poate l-a venit de undeva sau poate l-au scris ei cu mâna lor. E greu de supraviețuit în jobul respectiv și de multe ori îți dă impresia că nu merită să mai citești principii, nu merită să încerci să schimbi nimic, nu ți se alocă timp și așa mai departe. Și ce am văzut eu că ajută în situațiile astea, trebuie în primul rând să nu fii surprins de cod proscris. Nu e o surpriză pentru nimeni. Așa va fi, probabil, cât există software-ul. Asta poate fi un avantaj pentru noi, că majoritatea codului este de slabă calitate, noi suntem în stare să scriem cod de bună calitate și poate asta ne dă un avantaj. Nu mergeți pe ideea de a scrie cod care nu respectă principiul. Există termenul ăsta de cod putrezit, mirosul în cod, sună rău, dar ăștia sunt niște noțiuni tot definite de Robert C. Martin, care descrie cod care la început când era mic părea bine și ușor, ușor se degradează. Dar ușor, ușor, cu fiecare modificare, ca un proiect software are un an, doi, trei ani, trei ani, putrezește codul respectiv. Când discutăm cu cineva despre un anumit cod, e multă lume care are tendința să zică, să fie defensivă și să zică, este părerea mea că acest cod e greu de priceput, greu de menținut, greu de ceva. Sunt de evitat lucrurile ăștia pentru că fiecare are o părere și părerea, nu știu din ce anume se naște, se naște din experiență și mai departe. E bine să venim cu exact argumentele recunoscute în domeniul ăsta, da? Dacă vin și spun că e părerea mea că trebuie schimbată clasa asta, te convinc mai puțin decât spun că clasa asta nu respectă principiul Liskov al substituției și vei avea probleme din cauza asta, se cunosc, se știu, s-au scris cărți pe tema asta, da? Există foarte mulți programatori care, înainte să întrebe dacă e ok să facă refactoring, știu că nu li se va acorda timp. O luptă pierdută înainte de a fi începută, le e frică să ceară timp pentru refactoring, în ideea că a avut în trecut niște team lideri care n-au înțeles treaba asta și așa este și cel curent. Nu înțelege că cod prost înseamnă mai mult timp și mai mulți bani. Așteptați-vă, dat fiind faptul că aveți de gând să argumentați bine, cu exemple, cu statistici, cu metrici, punctul vostru de vedere, așteptați-vă din potrivă ca lumea să fie de acord cu voi. În mare parte, lumea va fi de acord cu voi, va înțelege că e vorba despre bani și despre timp. Dacă alegem zi după zi să nu ne mai luptăm cu colegii, să nu ne mai luptăm cu team leads-ii, să nu ne mai luptăm cu nimeni și să lăsăm codul așa și mai departe noi să adăugăm cod de aceeași calitate. Pe de o parte pierde compania. Bineînțeles, pierde compania pentru că durează din ce în ce mai mult să faci lucruri. Dar acum e treaba companiei cum își creează cultura. Își creează o cultură orientată spre calitate sau își creează o cultură orientată spre hai să facem lucrurile să meargă astăzi și mâine și poi mâine și Dumnezeu cu mila cine rămâne peste jumătate de an, un an. Dar cine pierde și mai mult sunteți voi. Voi vă sculați dimineața și vreți să fiți programatori la servici. Vreți să fiți programatori profesioniști cât de bun puteți voi să fiți și ajungeți acolo și în loc să practicați lucrurile ăștia care nu sunt niște lucruri care le trecem pe foaie și acum le știm și de mâine o să le facem sau nu să le facem. Sunt niște lucruri care le practicăm și găsim un echilibru în aplicarea lor și devin parte din noi, suntem programatori mai buni, mai profesioniști, lucrurile bine. Dacă lucrăm lucrurile prost, vom fi niște programatori mai
slab și probabil mai puțin plătit. Nu neapărat. Nu neapărat. Grăbițe bine plătit chiar dacă nu programator slab. Eu vă mulțumesc frumos. Rămân aici o perioadă pentru discuții. Sper că v-a plăcut prezentarea. Mulțumim, Ionuț. Am rugămintea, nu vă ridicați pentru că vrem să facem o mică tombolă pentru a acorda o licență de IntelliJ IDEA. Să avem nevoie de și până atunci, încă o dată vă aduc aminte de conferința Vox Days Bucharest, care are loc pe 11 martie. Mai sunt 3-4 zile în care puteți cumpăra biletul la prețul standard. Este și un cod de discount pentru membrii de JUC. Dacă nu îl aveți, vă înscrieți la newsletter-urile pe care le mai trimitem și o să vă trimitem încă o dată codurile de discount. Random.org. Bun, cum o să procedăm? Rândul 1, rândul 2, rândul 3 și așa mai departe. Câte sunt? 3, 4, 5, 6. Da? 3, 4, 5, 6. Și apoi încă o dată pentru coloană. Cine stai aici? Stai acolo, stai acolo. Nu, să nu știi câte are. 1, 2, 4, 6. 6. Ești 3. 3. Așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. De la 1 la 9. Până dacă o câștigi, tu vezi. 1. 1. 1.